Capitolul 3. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea, și deodată va intra în templul său, Domnul pe care îl căutați. Solul legământului pe care îl doriți, iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia nălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa vistieriei toate zeciuelile, ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă lăcusta și nu vă va nimici roadele pământului, și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice domnul oștirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veți fi o țară plăcută, zice domnul oștirilor. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice domnul, și mai întrebați: Ce am spus noi împotriva ta? Ați zis: Degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași, da, celor răile merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Atunci și cei ce se tem de domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui, pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-i slujește.